Bună, numele meu este Alexandra și pentru astăzi am revenit cu un clip de favorite. Am aici în brațe un invitat foarte special, care este puțin obosit. Ea este Cati. Și dacă o să auziți gălăgie sau ceva, să știți că Cati face scandal. Că nu este băgată în seamă și lucrul ăsta o deranjează foarte, foarte tare. Dar de fapt ea este comicioară, așa că o să vedem dacă face sau nu gălăgie. O las aici să stea. Și să începem cu produsele cosmetice acum, ca și favorite. Și încep cu acest fond de ten de la Rimmel London Lasting Finish 25 Hours. I-am făcut un review celui Breathable și v-am spus că acesta, spre deosebire de celălalt, are o consistență mult mai grosuță, este mult mai fluid și acoperirea este mai bună la acesta și rezistența este un pic mai bună la acesta. Bineînțeles că nici pe ăsta și nici pe celălalt nu l-am purtat pe 25 de ore și nu vă sfătuiesc nici pe voi să faceți acest lucru pentru că sigur nu este de bine. Eu îl am în nuanța 103 True Ivory, ca și pe cel Breathable. Asta este nuanța care mi se potrivește mie din gama asta de la Rimmel London. Și da, este un fond de ten foarte bun și care mie îmi place foarte mult. L-am chiar și astăzi pe ten și arată foarte bine. Rimmelul pe care l-am folosit cel mai mult în ultima perioadă este acesta de la Avon True Super Shock Mascara Definition. Eu l-am în nuanța Black. Și periuța lui este un pic diferită de alte produse de acest gen pe care le-am mai folosit, în sensul că este foarte grosuță aici și apoi pe capăt se îngustează și este mult, mult mai micuță, iar perișorii în partea asta din față sunt foarte mici sau chiar inexistenți pe unele părți. Este un produs mult bun, alungește genele, le și încarcă, dar trebuie să aveți grijă cu periuța, pentru că este o periuță foarte grosuță și trebuie să aveți grijă ca să nu vă murdăriți în cazul în care vă atingeți cu mascara pe pleoapă sau într-o altă zonă. Lăsați produsul să se usuce, iar apoi cu degetul efectiv se duce. Deci nu este o problemă din acest sens, nu trebuie să folosiți demachiant să vi se ducă baza pe care ați aplicat-o deja pe ochi sau fondul de ten sau ce ați pus acolo. Deci el se duce foarte ușor cu degetul. Ca corector, în ultima perioadă am folosit foarte mult acest produs de la Catrice, Camouflage Cream. Nu știu de ce l-am încercat după atâta timp. Toată lumea cred că a încercat acest produs. Și da, este un corector foarte bun. Eu îl am în nuanța 010 Ivory, este cea mai deschisă nuanță. El vine așa într-un recipient și de aici luați cu degetul și aplicați produsul și da, acoperă foarte, foarte bine. Înainte de a-l seta, trebuie să aveți grijă să mai treceți o dată pe zona unde ați aplicat corectorul, ca el să nu se strângă în liniile fine. Highlight este un produs pe care eu înainte nu foloseam deloc, iar de când am descoperit acest produs, îl folosesc în continuu. Acest lucru se poate și vedea. Nuanța lui este Moonlight Pearls și este de la Elf. Un iluminator foarte bun, care, dacă puteți vedea, strălucește foarte, foarte frumos pe ten și rezistă toată ziua. Bineînțeles că pe parcursul zilei își mai pierde din intensitate, dar chiar și spre seară se poate vedea zona unde aveți iluminator pe ten. Pudră, tot trag de pudra asta de la Elf să o termin, pentru că nu o folosesc chiar zilnic, iar când o folosesc, o aplic pe tot tenul. Este o pudră foarte, foarte fină. Este de la Elf, cum v-am spus, în nuanța Sheer. Este o pudră fină, are un gramaj destul de mic, dar nici nu aveți nevoie de foarte, foarte mult produs. Mai ales dacă o aplicați cum este ea făcută, doar pentru zona de sub ochi, trebuie o cantitate foarte mică și o să termina destul de greu. De asta eu o aplic uneori pe tot tenul ca să o termin mai repede. Rujul pe care l-am tot folosit, îl am pe acesta de la Kylie Cosmetics. El este anunța Candy K și vine cu un astfel de aplicator. Este rujul pe care îl port și astăzi pe buze. Nu usucă buzele. Este un ruj mat și mie îmi place foarte mult. Nu pot să zic că rezistă toată ziua dacă mâncați, beți, ea se va mai duce, dar asta este absolut normal.
un înalt ruj care este hidratant. De data asta nu este mat, nu are nicio legătură cu zona asta a rujurilor mate. Este asta de la Miss Sporty. Eu l-am în nuanța 102, My Funny Mauve. Așa. Și cam așa arată rujul. Să-i fac și un swatch. În zilele în care nu știu efectiv ce ruj să port, folosesc rujul ăsta de aici. Și este o nuanță foarte, foarte plăcută și pot să spun că se asortează cam la orice, adică puteți să-l folosiți zilnic fără nicio problemă. Am descoperit, pot să spun că am descoperit, de la Pantene acest balsam. Îi spun 3 Minute Miracle. Este un balsam, cum am spus, pentru părul deteriorat. Miroase foarte, foarte bine acest produs. Are o consistență destul de grosuță, este așa alb și mirosul lui este foarte plăcut. Rămâne în păr, dar nu o perioadă foarte lungă de timp, dar după ce vă spălați și vă uscați, îl puteți încă simți în păr. Hidratează foarte, foarte bine părul. Asta este ce îmi place de la el, că hidratează foarte, foarte bine, lasă părul moale, hidratat, strălucitor, deci nu pot să vă zic cât de mult îmi place acest produs și am folosit cam atât din el, atât mai am și cu siguranță îl voi recumpăra pentru că este un produs foarte, foarte bun. Îmi place foarte mult de la Tav, balsamul acela cu căpăcerul auriu, dacă ține bine minte. Era un produs foarte, foarte bun, dar ăsta, sincer, este mult, mult mai bun ca acel produs. Îmi place foarte, foarte mult. Miros, consistență, tot. Nu pot să spun că este chiar ca un balsam, dar aș vedea chiar ca o mască. Și da, eu uneori îl las 3 minute, uneori îl las mai mult, alteori mai puțin, dar își face efectul foarte, foarte bine. Cum bine știți, mie îmi place vanilia foarte, foarte mult. Și am avut din gama asta Palmolive Gourmet. Am avut un gel de duș cu fructe de păduri, parcă. Dar mi-a plăcut foarte mult. Și am mers să-mi cumpăr un alt gel de duș din această gamă. Am mirosit acest produs, dar într-o cantitate mai mică. Și mi-a plăcut deloc mirosul lui. Apoi am fost într-un alt magazin și am găsit în varianta asta mare. Și nu știu de ce, dar mirosul la această variantă mai mare este mult, mult mai plăcut și mirosind atât de bine l-am cumpărat, îmi place foarte, foarte mult, nu aveți nevoie de foarte mult produs, face o grămadă de spumă, miroase foarte bine, nu usucă pielea niciun fel, dar nu pot să spun că rezistă atât de mult mirosul pe piele, rezistă după duș, baie, câteva ore, dar cam atât, dar miroase foarte, foarte bine și atunci când îl folosesc, toată baia miroase parcă vanilie, îmi place foarte, foarte mult acest produs. Și mai am un produs și am terminat. Am un parfum, acesta este Alien. Așa, îmi place foarte mult acest produs și după cum puteți vedea, am folosit cam atât din el. Este un parfum puternic. Da, nu rezistă la căzături. Și îmi place foarte mult că rezistă toată ziua. Următoarea zi se mai simte așa puțin, puțin pe haine. Dar bineînțeles nu îl folosesc într-o cantitate foarte mică. Aplic din abundență. Poate că și din acest motiv mi se pare că persistă atât de bine și miroase atât de mult. Deci da, este un parfum bun care rezistă destul de bine, adică dacă îl aplicați dimineața până seara, rezistă sigur, sigur, sigur. Îmi place. Nu aștept să vă descriu mirosul lui, pentru că nu sunt foarte bună la descris mirosuri. Dar dacă nu uitam să vă las pe aici sau pe aici o listă cu ce note are de vârf, de bază și așa mai departe. Dar da, este un parfum bun dacă vreți să-l încercați. Mi-e place mult mirosul lui și cum persistă. Acum depinde și de fiecare persoană și de pH-ul său, în funcție de asta, parfumul ăsta va rezista sau nu mai mult pe piele.
Și acestea sunt favoritele mele din ultima perioadă, aș putea să spun chiar din ultima lună. Dacă v-a plăcut, dați-mi un like, dacă sunteți noi pe acest canal, abonați-vă, iar noi ne vedem data viitoare într-un filmuleț viitor. Pa, pa!